Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața, domnilor și domnilor colegi parlamentari. Declarația politică de astăzi am intitulat-o Rectificarea bugetară a Guvernului Ponta, ilegală, irresponsabilă și impredictibilă. Consiliul Fiscal a criticat destul de dur Guvernul României pe tema rectificării bugetare, precizând că astfel se încalcă mai multe prevederi legale care arată incapacitatea executivului de programare și execuția bugetului, privind în special investițiile. Codul Fiscal este o instituție independentă, înființată prin legea responsabilității fiscale bugetare și compusă din 5 membri cu experiență în domeniul politicilor macroeconomice și bugetare, supuși unor criterii stricte de eligibilitate. Guvernul USD, condus de premierul Victor Ponta, întârzie în continuare prezentarea bugetului pe 2015, deși aceasta este o gravă încălcare a legii. În schimbul prezentării în Parlament a bugetului de stat pentru anul 2015, Guvernul Ponta a operat o a treia rectificare bugetară. Această rectificare este ilegală, încalcă legea responsabilității fiscale numărul 69 pe 2010 și pe cea a finanțelor publice numărul 500 pe 2002, care prevăd doar două rectificări pe an. Guvernului nu îi sunt permise mai mult de două rectificări într-un an de zile, iar cea mai târzie rectificare poate avea loc la 30 noiembrie. Este o rectificare netransparentă și impredictibilă, făcută fără dezbateri publice și parlamentare, fără analiză calitativă care să preceadă acest demers și fără controlul democratic al Parlamentului României. Este o rectificare care reflectă greșelile de guvernanță economică, lipsa de viziune și menține o serie de măsuri care vor afecta bugetul și economia în 2015. Este o rectificare care taie sume importante de la Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și de la Ministerul Dezvoltării și Administrației Publice și care alocă sume importante primăriilor PSD, probabil pentru contacte preferențiale. Este o rectificare irresponsabilă pentru că excedentul bugetar la 10 luni dă semnalul celui mai incompetent guvern în execuția bugetară în ultimii 25 de ani, cu atât mai mult cu cât în primele 10 luni s-au tăiat peste 10% din cheltuielile publice cu investițiile față de anul anterior. Guvernul Ponta este incapabil să investească, având în vedere absorpția foarte slabă a banilor europeni, respectiv declarațiile înalților demnitari ai PSD, că acțiunile DNA blochează investițiile publice. Excedentul bugetar cu care se laudă premierul Victor Ponta nu se datorează unei economii care funcționează și care înregistrează progrese. România nu are proiecte majore în desfășurare care să asigure locuri de muncă. Modul de necheltuire al banilor nu micșorează decalajul între România și celelalte state europene, ci îl adâncește și mai tare. Concluzia este că, de fapt, nu avem de a face cu un excedent real, ci cu o operațiune contabilă la nivel de buget. Măsurile urgente care se impun în 2015 sunt legate de marile proiecte de infrastructură, autostrăzile în primul rând, deblocarea fondurilor europene și a cofinanțărilor pentru acestea. Guvernul Ponta demonstrează în continuare lipsă de viziune în privința axelor de dezvoltare economică. Astfel, ponderea veniturilor bugetare în PIB este de 26%, mult sub media europeană. Acciza calculată la cursul de 4,74 lei euro, taxa pe construcții speciale și acciza suplimentară de 7 eurocenți pe litru nu au avut alt efect decât perturbarea mediului de afaceri. Guvernul Ponta III a produs un dezastru și la nivelul încasărilor din TVA. România se întrunse pe ultimul loc în Europa. Guvernul Ponta III a dovedit un management neperformant și în cazul absorbției de fonduri europene, nici jumătate din sumele programate pentru absorbție, 6,8 miliarde față de 14 miliarde, adică 48% din programul propus. Dezvoltarea economică nu poate fi stimulată în absența unor politici economice precise. Aceasta a treia rectificare a Guvernului Ponta este de fapt o rectificare a acoperirii pomenilor electorale girată de către candidatul USD la alegerile prezidențiale, premierul Victor Ponta, o închidere contabilă a devalizării bugetului prin mită electorală acordată înainte de alegeri pentru contactele primăriilor PSD. Domnul Ponta și guvernul său sunt total rupți de realitate și trăiesc într-o altă lume. În România anului 2014, oamenii o duc din ce în ce mai greu și sunt din ce în ce mai agresați de numărul mare de taxe și impozite, de birocrație, de corupție. Prin măsurile populiste promise în campania electorală, guvernul USD mărește pe zi ce trece contradicția dintre nevoile reale ale majorității populației și interesele personale ale baronilor locali PSD. Rămâne de văzut când și mai ales cum le vom deconta. Vasile Gudu, deputat PNL de Tulcea. Vă mulțumesc.